Bună ziua, stimați telespectatori! În emisiunea de astăzi, alături de maestrul Fide Alin Toma, bună Alin! Bună ziua! Vom prezenta o partidă de la Campionatul Național de Șah Clasic. Despre ce partidă este vorba și de ce ai ales-o? Deci am ales o partidă de la Campionatul Național. O să prezentăm chiar o partidă jucată de campionul național, Pâliglas Mircea. Deci noul nostru campion pe anul 2022 la șah clasic. O partidă interesantă și o să vedeți la sfârșit de ce Mircea a câștigat această partidă. Da, din ce știu, Mircea Pârligras este practic la al treilea titlu de campion național. Este la al treilea titlu de campion național. El acum are un elo de 2575, dar la un moment dat a deținut un elo în anul 2019, chiar de 2657, care îl situa pe locul 95 în lume. Eu sper să revină la forma lui, cea mai bună, și să ajungă din nou în primii 100 de jucători din lume. Deci este un jucător foarte valoros. El a mai participat pentru România la 8 olimpiade. Deci nu întâmplător a ajuns în acest an campion național. Da, a jucat foarte bine partide și adversarul lui, nu? Deci ce partide ne prezinți? Deci împotriva? O să vă prezint partida jucată unui junior foarte talentat din Galați, Ghimpu Samuel, care în această competiție și-a făcut normă de maestru internațional. Dar eu sunt convins că într-un timp cât mai scurt o să obțină și normele de mare maestru. Da, a jucat bine și Ghimpu și am văzut așa când m-am uitat pe rezultate, deci a avut un salt, adică mult peste elo-ul lui actual. Așa este. Vreau să spun și câteva cuvinte despre competiție. Deci a fost organizată în condiții extraordinar de bune. Deci federația s-a ținut de promisiune când a fost aleasă anul trecut. A mărit premiile de 5 ori. Noi am, federația am promis că doar de 3 ori mărim, dar am mărit premiile de 5 ori. Și s-a ajuns la un fond de premiere record de 100.000 de lei. Deci n-a mai fost niciodată în România fond de premiere la campionatul național de 100.000 de lei. Bineînțeles că spune. Da, s-a simțit, să zic, la concurența. A crescut concurența prin mărirea acestui premiu. Deci concurența, bineînțeles că s-a simțit. Au fost la campionatul național masculin, au fost 10 mari maestri, dintre cei mai buni, plus alții care încearcă să obțină aceste titluri. Deci au fost 68 de jucători și, să spunem, și podiumul. Deci Pâligaș Mircea a luat medalie de aur cu 7 puncte din 9. Pe locul 2, Lupulescu Constantin, și el multiplu campion național, cu 6,5 din 9. Și pe locul 3, Georgescu Tiberiu, cu 6,5 din 9. Ce este de subliniat? Că toți trei sunt de la clubul CSU AS București, unde capitan de echipă este Georgescu Tiberiu. Deci este ceva inedit ca toți trei să fie de pe podium, să fie de la același club. Deci un club foarte valoros, care acum a intrat în Superliga și părerea mea că e clar că va candida la titlul de campioană națională pe echipe pe 2022. Deci va fi prima favorită. Atunci este și în avantajul lui Mircea Pârligras că are cu cine să se antreneze. Deci dacă sunt mai mulți oameni, bine, că fiecare se pregătește și singur, dar contează să ai în club cineva să te motiveze. Da, nu întâmplător și, deci încă o dată am uitat să spun, și Georgescu Tiberiu este un fost campion național. Deci toți trei
sunt foști sau actual campion național, deci jucători foarte valoroși și sunt convins că nu știu ce ar face să rateze titlul de campion național. Într-adevăr, în echipele mixte au voie să participe și doi jucători străini, deci pot să vină doi mari maestri străini și atunci, într-adevăr, lucrurile nu sunt sigure pentru cine ajunge campion național. Bun, dar haideți să trecem la partida care s-a jucat în runda a patra între Gimpu Samuel și Păligras Mircea. Deci albul joacă D4. Deci cu albul este Gimpu Samuel, cu negru campionul național Păligras Mircea. Negru răspunde cu D5. Cal F3. Cal F6. C4. E6. Cal C3. Deci s-a ajuns în clasicul de acum, gambitul damei. Nebun B4. Dama 4 șac. Este un atac dublu la rege și la nebun. Obligatoriu cal C6. Altfel s-ar pierde nebunul. Albul continuă cu pion E3. Negru face rocadă mică. Dama C2. Negru joacă debate la C4. Nebun bate la C4. Nebun D6. Deci putem să observăm că ambii jucători și-au rezolvat problema de dezvoltare a figurilor ușoare, în afară de pentru alb de nebunul din C1 și pentru negru de nebunul din C8. Da. Acum albul continuă cu rocadă mică. Negru răspunde cu pion E5. Da, este o mutare importantă. Pentru... Da, să-și deschidă calea nebunului din C8. Da. Albul joacă H3, să limiteze acest nebun. Și atunci negru se joacă nebun de 7. N-are alt loc mai bun de dezvoltare. Nebun? De 7. Deci își dezvoltă nebunul, dar doar în D7. Albul joacă A3. Negru joacă dama C8. Albul joacă debate la E5. Negru răspunde cu cal bate la E5. Albul continuă cu cal bate la E5. Deci, albul caută să simplifice pentru că negru începe să capete, să zic, un atac puternic pe flancul regelui. Exact. Negru răspunde nebun bate la E5. Pare că se îndreaptă spre remiză cu... Așa este. Cal de 5. Albul joacă cal de 5. Negru bate acest cal. Cal bate la D5. Nebun bate la D5. Deci poziția s-a simplificat foarte tare. Am putea să credem că se îndreaptă către o remiză, dar o să observăm că nu. Negru joacă pion C6. Aici, în mod normal, să zic, sau ca idee, nu? Dacă e vorba de, acum ești mai, mult mai priceput decât mine, aici albul, pentru că nu a, n-ar
avea atacul minorității pe flancul damei, tot pe linia asta ar trebui să meargă, iar negru pe flancul regelui. Poziția acum avantajează negru, care un pion în plus pe flancul damei, nu? Da, da, dar încă fiind nebun pe atâtea piese încă și turnuri, încă nu putem să spunem că un avantaj. Da, așa ca strategic cam ce plan ar putea avea fiecare. Bun, putem să spunem că poziția este egală. Albul joacă nebun E4. Și negru joacă F5. Nebun F3. Nebun E6. Nebun D2. Dama C7. Nebun C3. Deci albul vrea să schimbe nebunii și să intre într-un final în care, dacă observăm, negru o să aibă nebunii pe alb. Deci e clar că va fi un final un pic mai bun pentru alb. Pion A5. Turna D1. Tură FD8. Pion G3. Vedeți, albul începe să-și pună pionii pe negru. Da. Rege F7. Pion H4. Rege F6. Deja se planifică și schimburi... probabil și de dame, deci să intre în final și atunci centralizează regele. Exact. Rege G2. Deci fiecare încearcă să-și pună figură într-o poziție mai bună. Nebun bate la C3. De schimbul ăsta oricum trebuia făcut odată. Damă bate la C3. Damă E5. O mutare, mie mi s-a părut foarte bună jucată de alb, tură D4. Nu acceptă schimbul imediat. Nu acceptă schimbul imediat și nu merge turn bate la D4 pentru că bat cu pionul. Îți alung dama. Dama nu poate să meargă pe D5 și oriunde merge o să joc D5 cu șac prin descoperire și se pierde nebunul. Da. Deci. E o mutare foarte bună jucată de alb. C5. Obligă să plece turnul de acolo. Tură F4. Dama bate la C3. B bate la C3. Turna B8. Pion E4. Albul încearcă să folosească de legătura pe care a făcut-o. Pion G6. E bate la F5. G bate la F5. Și G bate la F5, da. Acum fiecare încearcă să fie mai rapid pe flancul lui, unde are superioritate de pioni. Și exact. Albul stă bine. Albul stă bine, dar vedeți, foarte important, și asta le explic și la copii, este să știi să te aperi. Deci negru se apără foarte bine și îndreaptă partida către remiză. Albul joacă G4. Tură D3. Turn E1.
turne 8. Și acum tur bate la F5. Tur bate la F5 șah. Da. Da. Se folosește de legătura turne 1, nebune 6, turne 8. Nebun bate la F5. Turne 8. Deci, practic, în momentul ăsta, albul are un pion în plus. Nebun G6. Trebuie să mute nebunul, pentru că altfel îl pierde. Și aici este momentul. Bine, jucătorii s-au apropiat și de o criză de timp. Aici timpul ratează, probabil, câștigul. Trebuia să facă o mutare intermediară. El s-a uitat că doar că turnul este atacat. Trebuia să joace pion G5 șac. Da. Ce ar fi obligat pe negru să meargă pe linia 7 cu regele. Pe linia 5 nu poate să meargă la rege F5 pentru că urmează nebune 4 șac turn. Probabil că asta i-a scăpat. Obligă, deci, cu acest șac, obligă regele negru să meargă pe linia 7. Da, să zicem rege F7. Rege F7, da. Și acum joc tură B8. Esențial, faptul că o să-ți iau pionul B7 cu șac și o să câștig un tempo. Da, deci aici dacă bate în continuare, da? Da, aici dacă bate în continuare, turn bate la C3, turn bate la B7 șac, rege E6, H5 în continuare, ca să mai câștig un tempo, nebun D3, A4, nu, încă nu dau pionul. Turna 3, trebuie să mă duc după pion. Tură C7. Turn bate la 4. Și turn bate la C5. Poziția, în principiu, este câștigată de alb. Da, deci, ca și observație, deci rămâne cu un pion în plus și are și pioni avansați la alb și poate să-i schimbe la un moment. Este un detaliu care probabil că nu și-a dat seama. Pionul din A5 este mult mai îndepărtat decât regele din E6. Deci regele din E6, deși este în centru, mult mai greu va fi să vină către pionul din A5. Și mult mai greu va fi să apere în momentul când o să împing pionii G5, H5. Și atunci negru nu mai poate să facă față atacului alb și pionul în plus îți spune cuvântul. Hai să revenim la poziția. Da, să mă ajuți la revenire. Da, te ajut. Deci asta este poziția când negru a jucat nebun G6 și a atacat turnul din E8. Acum albul a jucat turna 8. Deci el n-a făcut G5 și a jucat turn A8. Exact. Turn bate la C3. Turn bate la A5. Pion B6. Tură B5. Turn bate la A3. La A3 și turn bate la... Turn bate la B6. Rege E5. Rege E5. Deci este cu totul și cu totul altă poziție. Pionul din C5 este mult mai aproape de rege. Regele poate decât de A5. Deci cele două coloane așa. Plus că pionii încă nu au fost înaintați. Deci încă sunt în urmă cu înaintarea. Dar cumva, ca și chiar având pion în plus, e cam de remiză, da? E cam de remiză pentru că contează foarte mult, nu neapărat numărul pionilor, ci viteza de înaintare a pionilor spre transformare. Acum albul joacă H5, atacând nebunul.
Negru joacă nebun de 3. Albul joacă G5. Și negru joacă C4. Și aici se întâmplă un lucru mai ciudat. Dintr-o anumită cauză necunoscută, deci probabil s-a... Deci suntem la mutarea 39. Deci probabil că s-au apăsat de mai multe, de mai multe ori ceasul și ceasul contoriza mutarea 40. Ceasul aici a dat 15 minute eronat, bineînțeles. A dat 15 minute la fiecare jucător. A, deci asta a fost secretul pentru care a pierdut la a pierdut la timp, cum ar veni timpul, da? Da. Și aici vreau să scot în evidență cunoștințele regulamentului a lui Pârligaș Mircea. Deci ca să fii până la urmă campion național, trebuie să știi foarte bine și regulamentul. Deci el a așteptat ca jucătorul să intre sub 15 minute. Deci practic a început să consume din timpul care i s-a alocat eronat și a solicitat arbitrilor câștigarea prin depășirea timpului de timp. Și bineînțeles, verdictul nostru a fost negru câștigă. Dar cum a greșit, să zic, ceasul? Adică un robot, să zicem, cum a putut să greșească? Un robot a greșit pentru că el n-are de unde să știe numărul de mutări decât după numărul de apăsări pe ceasul respectiv. Și dacă ei din greșeală au mai apăsat încă o dată, ceasul a crezut că sunt 40 de mutări și trebuie să dea 15 minute. Deci, în mod normal, Gimpu, când a văzut că îi se dă eronat 15 minute, trebuia să ne cheme pe noi arbitrii și să reglăm ceasul înapoi fără cele 15 minute primite. Dar probabil că el fiind în criză de timp, fiind ambii jucători probabil în criză de timp, nu și-a notat că nu este obligatoriu, nu să-și noteze... Ba nu, este obligatoriu. Este obligatoriu. Deci ei primind 30 de secunde la fiecare mutare, el este obligat să-și noteze mutările. Bun, da, atunci înseamnă că apărea pe fișă că are 39 de mutări. El, s-a plâns că nu a fost sigur câte mutări a făcut, și, dar înțeles. Un jucător trebuie să știe în orice moment, exact cum trebuie să știe câte piese sunt pe tablă sau câte piese are în avantaj, și trebuie să știe și numărul de mutări făcute și cât mai are până la criza de timp. Eu când eram junior, bineînțeles nu erau ceasuri electronice, erau mecanice, antrenorii ne învățau să mai facem încă o mutare, de să facem și mutarea 41, să fim siguri că s-au făcut 40 de mutări. Chiar din acest lucru că pot interveni erori. Da, deci, da, e o greșeală, să zicem, poate fi considerată chiar și firească, având în vedere criza de timp, în care să nu mai ai, să zic, luciditatea să dai seama exact dacă ai greșit, dacă interpretezi greșit sau nu numărul de mutări, dar a influențat tot restul. A influențat tot campionatul și da. Cu jumătatea asta de punct, eu spun că Pârligaș Mircea merită titlul de campion național, pentru că și o cunoaștere profundă a regulamentului te poate duce la victorie. Pe când o necunoaștere te poate duce la puncte minus sau jumătăți de puncte, cum este cazul de față. Da, bine, Alin, mulțumesc, că eram curios de fapt ce s-a întâmplat acolo și mă bucur că m-ai lămurit și o partidă frumoasă și da, un meci disputat așa. Un meci disputat, exact. Și albul și negru și-a dorit victoria. Mulțumesc pentru prezentarea partidei și ne vedem data viitoare. Da. La revedere, stimați telespectatori. Săptămâna următoare vom prezenta o altă partidă de la Campionatul Național de Șah. La revedere.